În mai multe localități din județele Cluj, Mureș, Ilfov, Prahova, Iași, Botoșani, Arad, Constanța și Giurgiu s-a trecut la raționalizarea apei pentru populație. Motivul este seceta, precum și folosirea apei potabile la irigații. În județul Hunedoara încă nu se pune problema unei raționalizări a apei, ținând cont și de ploile căzute în ultimele zile, dar și de nivelul de umiditate din sol, care este considerat în prezent destul de satisfăcător. Cu siguranță, nici noi nu avem un nivel optim de umiditate în sol la această dată, dar la fel, cu siguranță, nu avem probleme cu seceta pedologică. Vedeți și ploile din ultimele zile, chiar dacă au fost în averse, uneori chiar torențiale, probleme pe partea de umiditatea solului, care zic eu că e undeva la un nivel satisfăcător, nu ne îndreptățesc să credem că ajungem la o secetă pedologică. Mai multe pe această temă, dar și alte lucruri interesante puteți afla urmărind după jurnalul de știri emisiunea La Subiect, în care este invitat Claudiu Grama, directorul executiv al Direcției pentru Agricultură Județeană Hunedoara.